Se pare că protestatarii au plecat din fața Parlamentului. Cu toate astea, a mai rămas un cort instalat. Noi vrem să vedem cine este înăuntru. Bună ziua, bună ziua! Băi, jos, mă, Sandu! Ieftiniți-ne gazul, măriți-ne salariile! Unde-i samagonul? Ui, asta nu... asta s-o, nu spun. A, de unde-i samagonul? Șazule, a, aici l-am pus așa. Ce doriți? Eu vreau să vă întreb ce faceți aici. Aici? Opa, dar dumneavoastră sunteți de la jurnalistică? Da, și vreau să vă întreb ce faceți aici. În cazul acesta vă spun, domnișoară, noi protestăm împotriva actualei guvernări care foarte mult rău face și care vrem noi ca doamna Maia să ducă să vorbească cu Biden, să ne dea gazul mai ieftin și plus la asta să nu fie homosexualiști, să nu fie gay și să nu fie aceia cu răditul numeral, din răditul numeral 2. Nu! Credeți dumneavoastră că asta trebuie să facă Maia Sandu? Și nu numai eu consider așa, dar toată lumea care stă în corturi să mai își protestează. Care corturi, domnule? Sunteți doar dumneavoastră, unicul aici. Smâsle? Păi nu a mai rămas niciun cort. Sunteți singurul cort care a rămas în fața Parlamentului. Despre ce... cum e? Cum e? Rău unde s-a dus tăți? Și cum s-a întâmplat așa? Păi ieri protestatarii au părăsit corturile și au plecat acasă, pentru că s-au aruncat cu sticle, au dat focuri de artificii și poliția a fost nevoită să-i alunge. Și cum e minimul lăsat aici ca ultimul prost și eu? Dar asta nu a fost vis. Ce vis? Că eu aseară am recunosc că am aici să mă filmați mai mult din partea asta, dacă doriți. Am băut cu Grișa din Mahalau, două mahalele, cortul numărul 3-4, nu ți-mi minte. Am consumat un pic cât am consumat și eu am simțit că eu știu limitul meu, domnișoara, îl știu foarte bine. Am zis că mă duc să mă culc înapoi la mine în cort. Am venit. Vă arăt exact, am venit, am băgat capul, am rămas cearele alea afară. Eu am auzit ceva cu artificii, cu butâli și cu ce a spus matale, dar eu mă gândeam că este jis. Nu, a fost real. A fost real. Păi, și cum ai m-a lăsat aici și s-o dus, nu puteau să mă trezească, băi. E frumos, eu mă ieși și-ți fac. Păi, cred că e timpul să plecați acasă. Dar mai există transportul organizat spre Orhei? Nu mai există, dar nu aveți bani de transport? Eu am bani de transport, dar se cheltuie pe marșut, că cum e că nu m-am acomodat aici? Dumneavoastră mă filmați pe mine? Da, da, vă filmăm. Ați fac un apel către domnul Ilan Șor, care e căpetenia și sfântul prea duh din tot timpul. Domnul Șor, eu am venit pentru că vă respect mult, dar dumneavoastră m-ați lăsat aici și nici nu mă... Cum ai să nu mă trezească, oi, dar dacă era o bombă și buhnie, nu mă lăsau și eu acasă, de sănătoși la cap, ei. Păi cred că e timpul să plecați. Plec, eu plec, dar... Oi, ce e? Păi, că amu m-am trezit și ne-am dat seama, dar pe unde mă duc, amu? Cum, unde? Acasă să mergeți. Acasă, acasă, da. Eu ne-am vândut casa. Doamne, ferește, cum ați vândut casa? Da, păi dacă ne-au zis aici, ne-au zis că vine și ne mutăm în centru și nu vă mai trebuie nicos, că noi vă plătim, vă hrănim 2 ani minim acolo până aici de terminul cu mandatul lor și până nu duci, dar mă gândesc că îmi fac de-o casă. Cum ai să mai lăsați aici? Voi sunteți bolnă și ai cu tezul. E grav și ce o să faceți acum? Da, ce să fac, amuia, mă duc și... A, domnița, iertați-mă că vă deranjez și poate vă sustrag un pic atenția. Nu doriți dumneavoastră o casă bună în centrul orașului, o cămeruță cu priveliște la Parlament, cu priveliște
la președinție, cu invitați de onoare Maia Sandu, Igor Grosu, un cap cu lansuri. Doriți? Vă mulțumesc!